Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru joi, 11 februarie. Am ajuns la ziua cu cea mai mare încărcătură energetică din anul 2021, ziua în care avem faza de lună nouă în Vărsător și totodată ultima zi din anul chinezesc al șobolanului de metal. Hai să vedem ce o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, interesant! Foarte interesant. Pe partea de dragoste avem arcana majoră Eremitul, cartea care în tarot reprezintă zodia Fecioarei. Eremitul este una dintre cărțile de înțelepciune din tarot, dar pentru a accesa această înțelepciune este foarte important să petrecem puțin timp în izolare, în meditație, în rugăciune, departe de lumea dezlănțuită, să petrecem puțin timp cu gândurile noastre, cu sentimentele și emoțiile noastre, astfel încât să putem lua decizia cea mai înțeleaptă. Atunci când apare această carte, este foarte important să petrecem puțin timp în natură, să ne deconectăm de toate aparatele care ne înconjoară zi de zi. Încercați, dacă nu puteți toată ziua, măcar câteva ore astăzi, să vă închideți telefonul, să vă deconectați de la televizor, internet, radio, de la toate aceste aparate care emit unde, astfel încât să vă eliberați de orice vă poate distrage atenția și să vă puteți conecta mai ușor cu eul vostru interior, cu partea spirituală a existenței voastre. Faza de lună nouă vine și cu posibilitatea de noi începuturi. Prin urmare, ar fi ideal dacă ați putea azi, mai ales spre seară, în jurul orei 21, să petreceți puțin timp în rugăciune, în meditație, să vă scrieți gândurile, sentimentele și emoțiile într-un jurnal, să faceți o listă cu lucrurile pe care vreți să le îndepliniți în următorul an și pe partea aceasta de relații, de dragoste, de emoții și sentimente, puteți chiar să faceți o listă cu atributele pe care ar trebui să le îndeplinească partenerul vostru ideal și relația voastră ideală. Meditați atent asupra acestor lucruri și asigurați-vă că orice treceți acolo pe lista voastră este într-adevăr ceea ce aveți nevoie, nu doar ceea ce vă doriți. Pentru toată lumea, fie că sunteți singuri sau sunteți deja într-o relație, este foarte important astăzi să aveți acest dialog intern cu sufletul vostru, cu ființa voastră interioară și să vă asigurați că sunteți pe traiectoria corectă și benefică în evoluția voastră spirituală. Gândiți-vă atent înainte să luați o decizie și aveți răbdare. Dacă răspunsurile pe care le căutați nu vin astăzi, aveți răbdare până la finalul lunii februarie, până pe 27 februarie, când o să avem faza de lună plină în Fecioară, pentru că atunci, sub lumina lunii pline, s-ar putea ca lucrurile să fie mai clare și răspunsurile pe care începeți acum să le căutați să vină către voi foarte clar, foarte evident pe finalul lunii. Acum, la etapa de lună nouă, voi sădiți primele gânduri, primele emoții, de-abia începeți călătoria, roadele o să le culegeți de-abia la faza de lună plină. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să vină foarte rapid, chiar pe faza de lună plină din Fecioară, de la finalul lunii. Pentru alții e posibil să trebuiască să așteptați până când o să avem luna plină în Vărsător, la finalul verii. Aveți răbdare, nu vă hazardați, nu vă impacientați, pentru că lucrurile o să se întâmple toate la timpul lor. Faza de lună nouă este ideală pentru a face planuri, pentru a vă face ordine în gânduri, în sentimente și în emoții și în zilele următoare, mai ales spre sâmbătă, duminică, luni, când o să înceapă să apară pe cer luna în faza ei de creștere, va fi momentul să începeți să și acționați în această direcție, să faceți ceva pentru a vă îndeplini visele.
Azi e momentul de planificare, de la finalul săptămânii veți putea începe să acționați și rezultatele o să vină după orarul cosmic, după orarul divin. Pe partea de sănătate avem optul de monede, o oportunitate foarte frumoasă, foarte benefică de a vă îmbunătăți starea de sănătate. Dar condiția este ca și voi să fiți dispuși să depuneți efortul necesar pentru a vă îmbunătăți sănătatea. Cu optul de monede, soluția este clară, este în fața voastră, vine pe tavă pentru voi, dar nu va fi o soluție simplă, va fi o soluție care necesită foarte multă muncă, efort și dedicare din partea voastră. Cu optul de monede nu vă așteptați la rezultate fantastice de pe o zi pe alta, o să dureze, o să ia timp, o să trebuiască să munciți zi de zi pentru a obține această stare de sănătate pe care vă doriți. Va fi greu, va fi mult de muncă, dar dacă respectați regulile jocului și vă țineți de treabă, rezultatele o să vină. Asta e partea pozitivă din optul de monede, că vă garantează rezultatele pe care le așteptați dacă vă țineți de treabă. Optul de monede ne arată că soluția pentru problema voastră de sănătate nu este una complicată, ba dimpotrivă este destul de simplă și puterea este în mâinile voastre să aplicați acest tratament, să aplicați această soluție. Totul depinde de voi acum. Cât de dispuși sunteți să depuneți acest efort, să faceți lucrurile care sunt cerute de la voi. Recomandarea cărții ar fi să vă țineți de treabă, să nu vă dați bătuți și rezultatele nu o să întârzie să apară. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici asul de săbii, un nou început, o nouă idee. Lucrurile se clarifică pentru voi, mai ales pentru aceia care în ultimele zile ați resimțit din plin efectele cinciului de săbii, al turnului și al diavolului. Toate aceste transformări, toată această agitație și acest tumult în partea voastră de carieră, de bani și finanțe, se rezolvă astăzi cu o idee sclipitoare, o idee genială care vă vine și care poate să vă rezolve toate problemele în această direcție. Energia acestei cărți, combinată cu energia astrologică de astăzi, cu energia etapei de lună nouă, ne arată că e foarte important să vă faceți liste, să vă faceți planuri, să știți exact ce trebuie să faceți, astfel încât, începând de săptămâna următoare, să puneți planul în acțiune. Pentru o parte dintre voi, asul de săbii poate să fie o veste, o informație pe care o așteptați de foarte multă vreme și care vă confirmă o bănuială, o suspiciune. Pentru o parte dintre voi, asul de săbii poate să fie o idee nouă de afaceri, de investiții sau un proiect nou în care va trebui să dedicați foarte multe resurse intelectuale. Rezultatele poate să fie foarte pozitive dacă vă faceți temele, dacă vă faceți planul foarte bine, foarte atent dinainte, dacă intrați în această bătălie cu spatele acoperit și cu toate informațiile necesare. Pentru toată lumea, indiferent că sunteți angajați, antreprenori sau că vreți să faceți o investiție sau să începeți o afacere nouă, este foarte, foarte important să fiți atenți la detalii și să planificați dinainte fiecare mișcare. Toată această energie acumulată pe zodia vărsătorului vă ajută, vă susține, puteți să obțineți lucruri minunate atât în plan amoros, în sănătate sau în carieră. Trebuie doar să fiți dispuși să depuneți efortul necesar. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă mulțumesc pentru că vă uitați la videourile mele. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat deja la canalul meu. Dacă nu v-ați abonat încă, ce mai așteptați? Este gratis, nu vă costă nimic, trebuie doar să apăsați pe butonul de subscribe din josul acestui video. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut videoul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like. Și acum hai să vedem mesajul pentru această fază de lună nouă în vărsător, pentru această zi. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care mi-aduc împlinire. Exprim nestingerit cine sunt eu. O carte care ne-a definit pe scurt ce este un vărsător, care sunt valorile vărsătorilor și dacă vă doriți să beneficiați de toată această energie
acumulată pe această zodie, pe acest semn zodiacal, nu ezitați să vă exprimați cu adevărat cine sunteți voi, să fiți unici și irepetabili, să fiți lideri de opinie, formatori de opinie, nu doar followeri. O zi foarte frumoasă, o energie foarte frumoasă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!